Șalvari de happy. Șalvari frumoși. Happy luți foarte happy. Și o vulpiluț foarte happy. Și foarte udă. Ce faci, mama, acolo? Nu ți-e rușine? Asta ca un intro foarte fain. Nu mi-am dat seama niciodată că și câinii, că femelele, cățelele fac chestia asta, adică fac șușu ca să-și marcheze teritoriul, cum fac băieții. Da, hello, bună dimineața! Suntem la plimbare cu Vulpi și cu Happy. Udi a rămas acasă, că este în convalescență. Și astăzi m-am gândit, pentru că în general când vin eu așa la plimbare pe aici, ceea ce ați văzut în daily vloguri, plimbarea asta mea cu fetele ține loc și de un fel de meditație, dacă vreți, sau îmi place să mă gândesc la diverse subiecte sau la diverse chestii sau să-mi golesc mintea de diverse lucruri. Și m-am gândit că n-ar fi rău să îmbinăm utilul cu plăcutul, și anume liniștea asta care e aici. S-ar putea să auziți un pic de vânt, că este puțin vânt, dar nu e ceva tragic. Liniștea asta s-o combinăm și plimbarea asta cu un TikTok clasic. Și astăzi avem un TikTok. Am o cafea, ceea ce vă recomand și vouă să vă luați. Și vreau să vorbim despre un subiect pe care eu l-am mai abordat în trecut și cu siguranță nu o să fie ultima dată când o să-l abordez, pentru că este un subiect care în permanență necesită update-uri și în permanență necesită mențiuni și în permanență sunt oameni care au nevoie de subiectul ăsta, și anume self-esteem-ul, încrederea în sine, cum vreți voi să-i spune. Și ideea magică a acestui clip a venit în urma unor discuții pe care le aveam cu Pebbles recent, tot așa legat de self-esteem și de încredere în sine, și îmi spuneam că am ajuns în punctul în care eu personal am o încredere în mine, sau mă rog, cel puțin în abilitățile mele fizice și nu știu, nu neapărat în alte lucruri, să spunem, pe parte profesională sau în alte lucruri unde sunt foarte multe variabile, dar în ce mă privește pe mine, caracterul meu, fizicul meu, eu ca om, am ajuns să dobândesc o încredere în sine pe care chiar și acum 5 ani nu credeam că o să pot avea vreodată. Și mi-am dat seama că cumva sunt o norocoasă că am ajuns în punctul ăsta, dar multă lume are impresia că treaba asta se obține așa, uitându-te la norișori, și că de fapt este foarte multă muncă în spate și că de fapt trebuie să iei foarte multe lucruri în considerare, să analizezi foarte mult, să te cunoști foarte mult, ceea ce v-am mai zis de-a lungul timpului, că nu există self-esteem fără a te cunoaște. Punct. End of story, da? Deci, oricât ați vrea voi să o dați la întors, că măr, că fică o puțin, nu. Nu există self-esteem fără să te cunoști. Nu te cunoști, n-ai self-esteem. Punct. Asta e. Asta e legea universului. Nu am inventat-o eu. S-a dovedit de-a lungul timpului și oamenii pe care i-am studiat și la care mă uit, asta îmi demonstrează că până nu te cunoști, nu poți să ai încredere în tine. Pentru că e firesc, e logic, cumva, dar are logică dacă stați să vă gândiți. Nu ai cum să ai încredere în tine dacă nu știi cine ești ca om, care sunt valorile tale, care sunt limitările tale, care sunt lucrurile care îți plac, care sunt lucrurile care te enervează, care sunt lucrurile care te dau peste cap, unde sunt nesiguranțele tale, unde sunt acele puncte pe care dacă oamenii care te cunosc foarte bine apasă, te dau peste cap. Dacă nu știi chestiile astea, nu poți să ai încredere în tine, pentru că trebuie să ai un punct de plecare, pentru că trebuie să știi cu ce lucrezi. Da? Nu poți lucra la self-esteem în gol. Da? Doar pentru că mi-a zis mama că sunt extraordinară, eu sunt extraordinară. Nu, nu așa funcționează lucrurile, cu toate că ne-ar plăcea să fie așa. Și de foarte multe ori, sau de cele mai multe ori, observ că self-esteem-ul ăsta este influențat foarte mult de mediul în care ne învârtim, de oamenii din jurul nostru, de media, de tot ce vedem în jurul nostru pur și simplu,
și nu știm că lucrurile astea trebuie filtrate. Ca să fiu un pic mai precisă și mai clară, o să încerc să vă dau un pic din exemplu personal. Cu mențiunea că toate lucrurile pe care vi le zic eu acum sunt pur experiențele mele personale, mai mult ca sigur că nu se vor aplica tuturor și mai mult ca sigur că poate nu varianta asta, formula asta pe care am aplicat-o eu, nu va funcționa la toată lumea, dar eu pot să vă spun strict ce a funcționat pentru mine. Nu pot să spun ce a funcționat pentru altcineva sau ce funcționează pentru altcineva, dar țineți cont de faptul că eu sunt în general un om destul de logic. Îmi place foarte mult logica și îmi place să caut logica din spatele unor lucruri și așa am ajuns în punctul ăsta în care am încredere în mine și în care am ajuns să nu mai fiu dobărâtă mental de oameni din jurul meu care îmi spun nu poți să faci aia sau nu ești în stare sau nu ești bună de nimic sau nu arăți suficient de bine, nu ești suficient de frumoasă, nu ești suficient de bună, că marea mea problemă de-a lungul anilor și de-a lungul vieții asta a fost că nu sunt suficient de bună în orice context, fie ca iubită, fie ca fiică, fie ca prietenă, fie ca orice. Marea mea problemă și marea mea frică și senzația mea constantă a fost că nu sunt suficient de bună, indiferent de rolul pe care îl puneam. Acum, luând-o pe partea de fizic, da? Pentru că o mare parte, o mare bucată din tot ce înseamnă self-esteem ține de fizic. Fie că ne place sau nu, trăim într-o lume în care totul este industrializat, totul este făcut să fie comparat și ne place să ne comparăm fizic. Oricât am mințit noi că, vai, nu, că pe mine nu mă interesează fizicul oamenilor, aspectul, la, nu mă interesează cum arăt, nu mă interesează cum îmbrac, nu... așa, oricât am spune chestia asta, în realitate, ne interesează și ne afectează și ține de fizic. Și, de exemplu, pe partea de fizică, cumva aici aveam discuția cu Pebbles, pe partea de fizic, îi explicam cumva că la mine în casă, mă rog, atât de răstrânsă cât era, la mine în casă, cât am fost eu copil, nu s-a discutat niciodată despre aspect fizic. Nu s-a discutat niciodată despre un om care e slab sau unul care e gras. N-am știut niciodată să fac diferența, copil fiind, dintre gras și slab. Nu știam ce e aia. Pur și simplu nu exista noțiune. Noțiunea de gras și slab pe mine de adevăratele m-a lovit abia în liceu. Deci eu până în liceu nu am știut ce înseamnă gras și slab. Da, vedeam că oamenii nu sunt la fel, da? Când au aceeași lățime, să spunem. Dar asta nu... Nu știu, mi se părea normal. Mi se părea că e firesc să fie așa. Singura discuție pe care o am auzit-o vreodată... Stați așa că trebuie să las asta jos. Singura discuție pe care am auzit-o vreodată legat de fizic și de băi, e prea grasă, era vorba de mătușii mea, strict de mătușii mea, care într-adevăr într-o perioadă a vieții ei până să se îmbolnăvească foarte tare a fost foarte grasă, lucru care se punea pe fondul unei boli cronice pe care o avea și pe faptul că, vezi, doamne, ea trăiește bine și că nu muncește și că nu știu ce, erau niște idei din astea, dar era o chestie strict particulară, adică niciodată n-am putut să generalizez situația mătușii mii cu restul lumii. Cu toate că vedeam și oameni grași. Și vedeam și oameni care, nu știu, nu arătau la fel sau care erau mai urâți sau așa. Și niciodată n-am putut să particularizez treaba asta. Sau să o generalizez, nu să o particularizez, să o generalizez. Niciodată n-am putut să o extrapolez, ca să zic așa. Deci, odată am plecat, cumva am avut norocul, am avut șansa să plec cu un mindset foarte sănătos. Nu m-am comparat și în liceu, țin minte când a început să mi se seteze în minte noțiunea de gras și slab, nu m-am comparat niciodată cu nimeni. Niciodată nu mi-am comparat aspectul fizic cu al nimănui, niciodată nu m-am gândit că trebuie să arăt într-un anumit fel. Bine, este drept, am și norocul să am un fizic ok, din punctul meu de vedere, chiar foarte ok. Da, ăsta e strict noroc. Adică nu pot pune treaba asta în spatele a nimic. Da? Nici a sportului, nici a... Nu știu, poate a geneticii, dar în rest nu pot să pun treaba asta pe alt fond. Dar ca să realizez eu că fizicul meu cumva se încadrează în anumite standarde sociale, a durat foarte mult timp. Eu n-am avut nicio treabă cu chestia asta. Că nu... pur și simplu, nu... N-a existat noțiunea de comparație fizică dintre mine și alți oameni. Și ăsta cumva mi-a creat un fond
pe partea asta de aspect, destul de bună. Am mai avut și eu complexele mele, dar din fericire n-am avut multe, iar complexele mele cu precădere erau legate de față, de coșuri, de acne. Da, nu erau cu privire la altceva. Ei, am plecat de aici, din punctul ăsta, în care nu mă comparam fizic, dar cum v-am zis mai devreme, asta este doar o bucată din ceea ce înseamnă self-esteem. Pentru că, în schimb, pe cât de bine și de ok în standarde eram din punct de vedere fizic, pe atât din punct de vedere moral, eram la pământ. Pentru că aveam impresia că nu sunt de jos, exact ce vă spuneam mai devreme. Și aveam impresia că nu sunt bună. Și oricine venea să-mi spună chestia asta, îl credeam. Și ajunsesem să cred treaba asta, ajunsesem în punctul în care eram atât de nesigură pe mine, încât odată țin minte că s-a întâmplat treaba asta în București, unde evident nu mă știe nimeni. Erau niște copii pe cealaltă parte a drumului, eram pe o stradă, erau pe cealaltă parte a drumului, erau niște puști de liceu și râdeau și eu eram perfect convinsă că râd de mine. Deși copiii aia nu mă cunoșteau, nu aveau nicio treabă cu mine, cred că nici nu m-au văzut. Acum, uitându-mă în spate, îmi dau seama că nici nu m-au văzut, dar eu, din punct de vedere al self-esteem-ului, eram atât de jos încât eram convinsă că nu sunt gără de mine. Și când ești în punctul ăla, este foarte ușor să fii manipulat. Ca oamenii din jurul tău să-ți spună că nu ești bun, că nu faci destule, că nu faci de ajuns, că nu faci bine, că orice ai face nu e bine. Și te pun la pământ și te toacă. Pentru că... Dar am zice noi, ca oameni, că ne plac oamenii și ne plac așa, ne place și mai tare să-i punem la pământ. Indiferent de ce înseamnă asta. Deci, în momentul în care vedem chiar și un apropiat pe care teoretic susținem că-l iubim, în momentul în care îl vedem că putem să-l punem la pământ, o vom face. Cei mai mulți dintre noi. Dacă nu încercăm să ne educăm în privința asta și dacă nu încercăm să schimbăm tiparele cu care am fost setați din totdeauna. Și din nefericire, unul dintre cele mai mari dezavantaje pe care le avem este că ascultăm oamenii din jurul nostru. Și că și credem pe cuvânt. Și că cei mai mulți oameni nu vor veni să te ridice. Sau dacă vor veni să te ridice, te ridică în aparență. Nu fac că cred în tine cu adevărat. Ci o fac pentru că îi face să arate bine, că te încurajează. O fac din alte motive. Oamenii din jurul tău, cu cât ai mai mulți oameni în jurul tău și cu cât îi asculți mai mult, cu atât s-ar putea ca self-esteem-ul tău să fie mai jos în ciuda a ceea ce crezi. Și încă o parte foarte proastă este că generația mea cel puțin și următoarele imediat după mine și cele dinaintea mea au norocul de a avea părinți toxici. De ce? Pentru că așa au fost ei crescuți, pentru că au dobândit un pattern, nu neapărat pentru că își doresc să fie așa. Și cei mai mulți dintre noi avem părinți narcisiști. Pe mine mă sperie că am început să studiez treaba asta și pe mine mă sperie nivelul de gradul de narcisism care există în generația mamei mele și în generațiile imediat următoare. Este absolut înfiorător. Și sunt niște explicații socioeconomice care vin, nu o să intru în ele acum, dar în momentul în care crești cu un părinte narcisist, ești crescut de un părinte narcisist sau chiar doi, dacă ai șansa asta, chiar poți să strigi bingo, atunci chiar te termină. Pentru că în fața unui părinte narcisist nu ești niciodată suficient de bun. Și asta vă zic din experiență. Poți să te dai peste cap, poți să faci orice. Poți să devii președintele Americii, că tot nu ești suficient de bun. Tot se găsește un ceva acolo, o chichiță prin care să ți se insereze că da, ești președintele Americii, da, puteai mai bine de atât, știți? Adică trebuie să, ce vreau să zic cu treaba asta, este că trebuie să-ți analizezi în primul rând background-ul, oamenii din jurul tău, oamenii care te-au crescut, oamenii care te influențează, oamenii pe care îi lași să te influențeze
și discursul lor. Până nu am sesizat treaba asta, n-am putut să schimb nimic. Deși o fake-uiam și eu, am fake-uit-o și eu ani de zile cu fericire și eu am credere în mine și mă, ce bine mă simt. Nu. Până nu îți dai seama de oamenii din jurul tău și cât de toxicitatea lor și de mesajele pe care le spun și de influența pe care o au asupra ta, nu prea poți să faci nimic. Pentru că oamenii ăștia, mai ales când e vorba de părinți sau de familie sau de cineva care te cunoaște de foarte mult timp, oamenii ăștia ți se infiltrează în minte. Știu cum gândești. Știu pe ce butoane să apeși, apropo de ce ziceam mai devreme. Și de aia e foarte important să te cunoști. Să știi care sunt acele butonașe pe care dacă cineva apasă, te dă peste cap și să încep să lucrezi la butonașele alea. Pentru că altfel nu o să încep să ai încredere în tine. Ce este haios în ziua de astăzi este că ideea asta de self-esteem este promovată ca fiind ceva ce te duci și ei de pe raft. Da, și probabil există ceva suplimente care îți dau așa un efect narcotic și te fac să te simți mai bine, dar nu asta e soluția. Nu. De fapt, ca să ajungi la un self-esteem de adevăratele, trebuie să te cunoști foarte bine și trebuie foarte multă muncă. Ceea ce mai ales tinerii din ziua de astăzi nu vor să depună. Cei mai mulți din tinerii din ziua de astăzi nu se cunosc și sunt foarte ușor de influențat de media, de vedete, de oricine are un pic mai mult tupeu și știe cum să manipuleze lumea. Deci îmi pare rău pentru voi ăștia tineri, dar ca să ajungi să te cunoști trebuie foarte multă muncă de analiză și de autoevaluare și de a recunoaște unde, bă, nu ești bun, unde greșești, unde o dai în bară, unde nu ești capabil. Că nu ne place să facem treaba asta. Nu ne place să recunoaștem unde greșim. E ca chestia aia. Vreau să slăbesc, dar nu vreau să mă mișc. Nu prea merge. Nu prea se poate. Vreau să slăbesc, dar să mănânc la fel cum mâncam până acum. Nu prea merge. Știți? Cam așa și cu treaba asta. Și generațiile tinere sunt lăsate să creadă că self-esteem-ul vine iarăși pe ideea de consumerism, de cumpărat. Dacă ai nu știu ce branduri, dacă ai nu știu ce logo-uri, dacă ai nu știu ce chestii, dacă ai atins nu știu ce până la 25 de ani, dacă te poți declara milionar până la 25 de ani, ai încredere în tine. Nu, e adevărat. Este o fake-uială aiure pe care o... Și aici mă urmăriți... o coțofană. Este o fake-uială aiurea pe care o vinde media tinerilor care sunt foarte ușor de influențat. Dar în realitate trebuie să depui foarte multă muncă. Cum am zis, să te cunoști foarte bine, să-ți accepti toate trăsăturile mai puțin plăcute, să lucrezi la ele acolo unde se poate, pentru că a accepta că ai niște defecte, că ai niște lipsuri, că ai niște... Nu înseamnă neapărat că trebuie să le lași așa. Nu! Poți să lucrezi la ele. Nu trebuie neapărat să le lași în pace. Nu înseamnă că a accepta că ai un defect este egal cu a nu-l repara sau a nu controla acel defect. Iarăși este o chestie care se vinde în ziua de astăzi, că da, ce, eu mă accept așa cum sunt, ăsta e defectul meu și da, ok, da, îndreaptă-l, dacă e un defect, îndreaptă-l. Adică nu te oprești nimic să nu-l îndrepti. Iar în ceea ce privește fizicul, ok, se trage clopot, nu la biserica asta din câmp, la cealaltă. Avem foarte multe biserici pe aici. Așa, iar în ceea ce privește fizicul, unde cel puțin media și marketingul lovește greu, adică odată la 10 ani ți se spune care este tipologia ideală de corp și tu trebuie să te transformi și să te contorsionezi în tipologia aia, că altfel nu ești frumos. Și aici era discuția mea cu Pebbles, că mie poate să vină să-mi zică oricine, orice, că eu am atât de multă încredere în mine și îmi place atât de mult de mine, fără a
fi narcisistă, deși știu că pentru unii așa sună, îmi place atât de mine și de corpul meu, încât poate să vină să-mi zică oricine, orice, să-mi zică că sunt grasă, că sunt slabă, că sunt urâtă, că sunt prea scundă, că nu știu, orice poate să vină să-mi zică lumea, că nu mă interesează, nu mă afectează lucrurile astea, pentru că în timp am învățat să mă iubesc eu așa cum sunt, să-mi placă de mine, să fiu eu cel mai mare fan al meu, cel mai mare cheerleader al meu, cel puțin pe partea fizică, repet, și să nu, efectiv, lucrurile, când îmi zice cineva ceva de gen, vai, Doamne, ești urâtă, sau ce față strâmbă ai, sau că ești chioară, sau chestiile astea, nu mă ating. Nu ajung la mine. Trec efectiv pe lângă mine așa, uic, ca muștele. Și ca să ajungi la treaba asta, trebuie să, iarăși, să te accepți, să te uiți la tine așa cum ești. Bă, cum sunt? Am două mâini, două picioare, într-un caz ideal. Asta e culoarea mea de piele, asta e culoarea mea de păr, asta este, nu știu, fața mea, astea sunt trăsăturile mele. Ok, ce îmi place la mine? Asta. Ce nu-mi place la mine, dar toate lucrurile astea să nu le iei din perspectiva media. A, sunt prea albă, deci trebuie să mă bronzez pentru că acum se poartă pielea bronzată și nu-mi place că sunt atât de albă. Poate stă mai bine albă decât să te înnegrești. Doar pentru că o face Kim Kardashian și încă 100.000 de femei care s-au luat după ea, care au copiat-o. Iarăși, exemplul lui Kim Kardashian este genul de om cu tupeu, care a avut atât de mult tupeu, poate foarte multe nesiguranțe, dar în egală măsură a avut atât de mult tupeu încât să-și impună regulile ei. Și lumea, când a văzut că are atât de mult tupeu, a confundat tupeul ăla cu încredere de sine. Wow! Da! Așa trebuie! Ăsta este modelul de femeie ideală. Așa trebuie să fiu. Și alte femei care nu știau cine sunt, care nu știau cum să găsească încrederea aia în sine, au zis, ia stai să o copiez eu pe asta, ia stai să mă transform eu în asta, să devin o copie la Indigo. Și uite așa am ajuns, sau mă rog, aproape toate femeile au ajuns, cu fundul uriaș, cu sânii uriași, cu o talie foarte strâmtă, foarte sugrumată, foarte așa, cu părul negru sau blond, pentru că nu există, nu este acceptat între eu. Ne plac extremele, da? Și nu se acceptă în loc ca aceste femei să stea să se gândească, bă, dar care e lucrul cel mai frumos la mine? Ia să-l pun eu în evidență pe ăla și ia să încerc să ameliorez ce nu-mi place la mine. Iarăși se pune problema de operații estetice. Băi, și operațiile astea estetice, având în vedere că tehnologia a evoluat și toate intervențiile astea, mai mult sau mai puțin invazive, sunt și ele bune, nu e nicio problemă cu ele, atâta timp cât vin pe fondul că vrei tu să ameliorezi ceva la tine, pentru că ție nu-ți place lucrul ăla, nu pentru că societatea a dictat. Nu te apuci să stai nasul pentru că spune una că trebuie să ai nasul în vânt sau să ai nasul nu știu cum. Nu te apuci să-ți faci sânii mai mari doar pentru că acum se poartă sânii mari și peste 10 ani o să se poartă sânii mici și o să te duci să ți-i tai, să-i faci mici. Știți? Nu te duci să faci schimbările astea cu tine pentru că îți spune cineva din exterior. Le faci cu tine pentru că așa simți tu. Chiar recent am dat de un TikTok în care Emma Thompson vorbea. Emma Thompson fiind o tipă pe care eu încep să o apreciez din ce în ce mai mult și îmi place din ce în ce mai mult de ea, mai ales că a ajuns la o vârstă la care se vede că s-a maturizat și că gândește altfel și totuși tot așa se opune și ea a tot ceea ce încearcă media să regurgiteze asupra femeilor nesigure. Și ea spunea ceva de genul că cel mai greu lucru pe care poți să-l faci, și sunt perfect de acord cu asta, este ca tu ca femeie să te dezbraci full nude, nu să fii în sutien și chiloți, ci full nude, să fii complet dezbrăcată, să te uiți la tine într-o oglindă, din cap până în picioare. Dar fără să pozezi, pentru că iarăși există chestia asta, când
suntem dezbrăcate în oglindă, ne sugem burta, nu știu, ne mișcăm șoldurile, stăm într-o parte, stăm cumva ca să pozăm. Nu. Ci pur și simplu stai într-o poziție din aia așa relaxată și te uiți la tine. În momentul în care vei reuși să faci treaba asta și să te accepți și să te uiți așa la tine și să-ți placă și să te recunoști și să zici, bă, asta sunt, eu sunt foarte tare așa cum sunt, arăt super bine așa, e, în momentul ăla pot să declar că ai dobândit self-esteem-ul ăla de care vorbim, mai ales pe partea fizică. Până atunci, apropo de asta, există constant discuția când aduc vorba de salopete. Mă întreabă foarte multe fete și femei, vai, dar cum te duci la baie când ai salopetă pe... O, te dai, te dezbraci toată? De ce nu m-aș dezbrăca toată? Că sunt singură în baie. Adică de ce? Dar nu, cum să stai singură dezbrăcată? Deci, suntem în punctul, noi vorbim de self-esteem, dar suntem în punctul în care noi, ca femei, ne este jenă de noi să ne vedem dezbrăcate. Înțelegeți? Ce mă să mai vorbim de a ne duce să cucerim universul, lumea și alte chestii? Na, nu există. Deci noi ca femei ne dezbrăcăm numai cu lumina stinsă. Și atunci repede ne îmbrăcăm să ne acoperim cu ceva ca să nu cumva să ne vedem dezbrăcate. Deci dacă vreți, cel puțin pe partea fizică, din partea mea, să acceptați așa o idee, nu neapărat un sfat, încercați să stați dezbrăcate. V-am mai povestit eu de profesoara mea de biologie, că ea mi-a inserat cumva chestia asta, o profesoară de biologie din liceu pe care am avut-o, și v-am povestit despre ea, că ne zicea când am fost la un concurs, am câștigat, am luat locul întâi, eram foarte fericiți și ea ne spune, zice, acum mă duc acasă, îmi fac un duș și mă pun dezbrăcat așa pe pat. Și noi, fete la vreo 16 ani, ea având vreo 70. Și ne imaginam, ne-o și imaginam așa, știți, toată zbârcită și așa zic, stă asta dezbrăcată în pat. Și ea zice, cum? De ce să-ți fie scârbă de tine, știi, de ce ai tu mai frumos pe lumea asta? Și de lungul anilor m-am tot gândit la treaba asta și mi-am dat seama că avea dreptate, pentru că nu există încredere în sine până nu te uiți la tine fără să pozezi în oglindă, fără să îți fie jenă că ești dezbrăcată. Și cine încearcă să-ți însereze în cap că tu ca femeie nu ar trebui să faci treaba asta, că este, nu știu, vulgar, că e neplăcut, că, nu știu, este vorba strict de intimitatea ta ca femeie cu tine. Noi ne-am pierdut treaba asta. Noi ne-am pierdut simțul ăsta de intimitate și de aici lăsăm loc altora să vină să ne spună cum trebuie să ne îmbrăcăm, cum trebuie să arătăm, cum trebuie să ne comportăm, ce trebuie să facem și așa mai departe. Deci, punctul de plecare numărul 1 este să te accepți așa cum ești. După aceea, că vrei tu să îmbunătățești lucruri la tine, că vrei să schimbi culoarea părului, că vrei să schimbi sprâncenele, că vrei să ai gene mai stufoase, că vrei să dai burta jos sau că nu vrei să dai burta jos, asta e partea a doua. Și poți să o faci, dar repet, pentru că tu vrei să faci lucrul ăsta și cine trebuie să ai mare grijă la oamenii care îți spun, cum să arăți așa, cum să faci asta, nu se poate, da? La oamenii toxici care spun. Și ulterior de aici, după ce ajungi să stăpânești partea asta fizică, ulterior încep ușor, ușor să cadă și celelalte lucruri. Încep să-ți dai seama că, stai un pic, păi dacă mi-a mers pe partea fizică, înseamnă că pot și pe partea profesională. Deci înseamnă că sunt capabilă și acolo. Și ușor, ușor încep să cadă lucrurile ca niște cărămizi la locul lor și îți dai seama de niște tipare și îți dai seama că nu mai trebuie să-i asculți pe cei din jur când îți spun că nu ești bun, că de fapt ești bun sau chiar dacă nu ești bun la un lucru poți să-l înveți și tot așa. Adică ușor, ușor începi să-ți dai seama cum se construiește de adevăratele self-esteem. Nu prin mantre, povești, vorbit în oglindă, că vai, eu sunt cea mai bună, știți? Am auzit de multe ori chestia asta, să spui în oglindă că eu sunt extraordinară, eu sunt cea mai bună, eu să nu știu ce, și creierul tău, de altă parte, fiind obișnuit să spună negația, zice nu ești, nu ești. Nu ești și tu crezi de fapt că nu ești. Pentru că asta zice creierul tău, pentru că așa l-ai forțat. Pentru că n-ai stat să discuți cu creierul tău și să-i spui, bă, stai un pic, că de unde a plecat ideea asta că nu sunt suficient de bună? De la cine a plecat? De la mine?
de la o experiență particulară, de ce să las o experiență particulară, spre exemplu, să definească tot parcursul vieții mele? Că iarăși aud chestia asta când la foarte mulți oameni nu le iese un lucru, nu știu, poate ceva. Și eu am fost acolo. Deci nu vă gândiți că și eu am fost acolo. Și mi-a luat foarte mult timp să ies din tunelele alea, pentru că ai o experiență particulară care iese prost. Te traumatizează, te rănește, te doare, nu știu ce. Și ajunge experiența aia să definească tot parcursul vieții tale doar pentru că odată n-a ieșit bine. Sau pentru că sunt șanse să se mai întâmple și a doua oară chestia aia. Dar s-ar putea să se întâmple acum sau s-ar putea să se întâmple peste 20 de ani. Ce faci? Îți pierzi viața doar pentru că o experiență particulară n-a funcționat? Este foarte multă autoreflexie, este foarte multă autosugestie, este foarte mult lucrat cu sinele, ceea ce cei mai mulți oameni nu sunt dispuși să facă. Pentru că dacă vă uitați la cei din jurul vostru și la oamenii din jurul vostru, în general, principalul lucru pe care îl auziți o să fie: păi mie nu-mi place să stau singur. A, dar eu nu pot să stau singur. Dar cum să stau singur? Ei, în momentul în care auziți chestia asta, să vă dați seama că este un semnal de alarmă. Nimeni n-ar trebui să fie o companie mai plăcută decât voi înși vă, pentru voi. Deci voi ar trebui să fiți cea mai bună companie pentru voi, să vă distrați cel mai bine de unii singuri sau de unele singure, să vă simțiți super bine în compania voastră și să n-aveți nevoie de absolut nimeni. Să vă țină de urât, să vă vorbească cu voi, să vă încălzească o ciorbă, să orice. E, în momentul în care ajungeți în punctul ăla, puteți să spuneți că sunteți pe drumul cel bun către self-esteem. Și în momentul ăla o să înceapă să vină și oamenii potriviți, să cadă, cum ziceam, oamenii potriviți în viața voastră. Și o să ziceți: da, da, mi-e frică că rămân singur. Și care e problema? Again, dacă tu te distrezi cel mai bine pe tine, tu ești cea mai bună companie a ta, care e problema dacă e singur? Care e problema că rămâi singur? Înseamnă că pur și simplu universul n-a vrut să-ți încarce viața cu oameni inutili și care nu te ajută la nimic. Da, da, de ce să, cum să rămân singur? Că mie mi-e frică să rămân singur. De ce să-ți fie frică să rămâi singur cu tine? Repet, când ajungi să îți dai seama că tu ești cea mai bună companie a ta, că tu ești cel mai bun prieten al tău, că tu te distrezi cel mai bine singur, nu e o chestie de tristețe, nu înseamnă că excluzi pe ceilalți, ci pur și simplu că ajungi să te iubești. Ia uitați-o! O codiță! Da, ce faci, codiță? Ce faci, pisica Sphinx? Pisica Sphinx arată ca o pisică Sphinx. Mai are un pic și mai are blană. Da, ce faci? Ai venit să ne întâmpini? Pe mine și pe fete? Bravo, mulțumim, mulțumim că te-ai gândit la noi. Unde te duci? Că am fost la plimbare. Hai înapoi, Udi. Pss, pss. Da, și am ajuns înapoi de unde am plecat. Și o să vă las. Lăsați-mi părerile voastre în comentarii și haideți să discutăm pe tema asta, pentru că bănuiesc că mai e mult de discutat și sunt multe chestii care mi-au scăpat. Dacă aveți întrebări sau nu știu, dacă vreți să mai dezbatem un anumit punct, spuneți-mi. Vă pup, să aveți o zi minunată și ne vedem în următorul clip. Ciao!